Captiva 4 este un sistem electric modulat ritmic cu diferite frecvențe, da? Este un acronim. Este rezultatul cercetărilor dedicate creării unui sistem non-farmacologic pentru diferite boli și diferite complicații, da? Ale sistemului periferic, locomotor, vascular sau nervos. Este un sistem electric biocompatibil care este generat de neurotransmițători computerizați care sunt administrați prin diferiți electrozi transcutanați. Ce este atât de special la terapia FREMS este că folosește semnale biocompatibile. Ce înseamnă semnale biocompatibile? Da? Aparatul modulează simultan frecvența, intensitatea și durata, astfel încât să interacționeze cu un anumit tip de țesut cu care noi dorim, în raționamentul nostru dorim să interacționăm, da? Acest lucru creează biocompatibilitatea și, desigur, un efect de durată, un efect rapid, de antalgic, da? Al aparatului. Aparatul FREMS este unul foarte safe, da? Este unul foarte cu modul pentru siguranța pacientului, dar și al fizioterapeutului. O să dăm pacientului telecomanda, da? El va avea întotdeauna sub control intensitatea pe care noi o să o introducem. O să dezactivăm celelalte canale, ok? Și apoi o să indicăm pacientului cum putem crește, da? Acolo unde arată mai mult, spre partea stânga a sa, sau cum putem descrește spre partea dreaptă, ok? O să creștem foarte puțin, cu 2-3 unități la început, și apoi putem da drumul. Tehnologia Captiva 4 poate fi folosită cu precădere în patologiile neurovasculare periferice, cum ar fi diabetul, da? Neuropatia diabetică sau ulcerul varicos. Care sunt efectele Captiva? Un efect puternic analgezic, anti-inflamator, un efect antiedemic și de neoangiogeneză, adică producerea unor noi capilare sanguine. Este contraindicat pentru pacienții care au un defibrilator, au un pacemaker, contraindicat pentru cazurile neoplazice, pentru pacientele care sunt însărcinate și pentru persoanele care suferă de episoade epileptice.